Ce capacitate are mașina? 240 de litri, pot fi spălate simultan 7 costume tip Nomex sau 24 de măști faciale de la aparatul de respirat, căști, cadre, adică pleci de persoană de la aparate, cizme, mânuși și alte echipare pe care le aduce în dotare. Acesta este uscător. După ce au ieșit din mașina de spălat, merg la uscat. Au fost scoase din mașina. Are aceeași capacitate? Deci tot ce am băgat acolo... Aici avem o capacitate chiar mai mare. Aici o capacitate de 500 de litri. Cu cizme și mânuși. Pur și simplu se inserează cizma pe unul dintre acest suport. Există o suflantă cu aer cald și de tot în partea asta o să mai găsiți un compresor pentru încărcarea puterilor de aici. Aer. Da, aici. Două dulapuri, unul dintre ele deschis la mutis acum, celălalt îl deschideți în dulapuri. Da. Da? Unde puteți spune costumele spălate sau măștile spălate, există în dotare astfel de pungi resigilabile. Astea sunt destinate măștilor faciale. După ce au fost spălate, după ce au fost uscate, sigilate în masă, puse în fișet. Când se iau și au sigilate curate, sunt băgete. Exact. Două bancuri de lucru, care sunt în dulapuri, nu l-ați văzut bonet, și partea corpului de ghiuvete cu bancul unde se poate călca, unde se poate demonta, monta. Acolo e mișcă de genul ăsta? Da. Plecăm cu o cabină de uscare a măștilor, cu patru coșuri. În fiecare coș trebuie să intre 6 măști. Da, măștile merg la uscare aici, nu în centrifugă aceea. Bun, sub cabina asta avem iarăși un draft de depozitare. Da. Și corpul de ghiuvete. La fel, tot cu. Da. Așa? Și ai văzut tot. Este... Avem buteria de aer, aer comprimat. Este un... Da, da. Plecăm de aici, ca să înțelegeți bine. Este un distribuitor cu 7 cuple pentru a ține sub apele acelea sub presiune, pe atâta vreme cât ele se curăță. Da, pentru că nu trebuie să-mi intre apă în nicio parte pneumatică. Răjitorul trebuie să-ți cu apă acelea. Țeavă va curge direct diluția în formă finală. Ghiuvetă pentru dezinfecție sau pentru curățare și iarăși o ghiuvetă în care se face clătirea și să scoatem aparatul. Gracias.